Situație incredibilă în capitală, 500 de copii vor merge la grădiniță în mall. Nu e o glumă, ci decizia primăriei sectorului 4 care vrea să amenajeze 20 de clase într-un centru comercial. Culmea, inspectoratul școlar nu are nicio reacție de la primărie cei care au gândit decizia. Autoritățile au și explicații pentru faptul că micuții vor învăța într-un mall. Sunt multe facilități pentru copiii care își vor aduce copii aici. Discutăm de locuri de parcare, despre condiții civilizate. Costurile lucrărilor sunt undeva la 250.000 de euro fără TVA, dar sunt costuri relativ mici în funcție de câți copii putem să primim. Vor avea toate dotările, dar vom discuta cu cadrele didactice pentru a stabili dacă vor avea bucătărie sau catering. Costul chiriei pe lună este de 6 euro pe metru pătrat a declarat Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Primăria sectorului Bucureștean vrea să refacă 19 grădinițe care nu au autorizație de incendiu. Din acest motiv, aleșii au decis să mute sute de copii într-un mol din sudul capitalei, începând cu luna februarie 2019. Încă nu au fost stabilite grădinițele care vor fi relocate, dar în spațiul comercial se lucrează deja la amenajarea claselor.